Pianistul Horia Mihail pornește la drum în turneul său național pentru a 10-a oară. Pianul Călător va cânta în 2020 în aer liber, online și on-air, pentru un public dornic de emoție live după o primăvară înghețată, pentru un public care așteaptă ca muzica clasică să revină la viață. Horia Mihail va cânta din 24 iunie în întreaga țară, cu un repertoriu marcând aniversarea Beethoven 250 pe clapele pianului Călător. Artistul va ajunge la Deva luni în 29 iunie. Spectacolul se va desfășura în aer liber, începând cu ora 19, pe esplanada ProArte a Colegiului Național Decebal din oraș. Mult așteptatul recital va fi susținut de artistul Horia Mihail, iar întreg evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean. Turneul național se va desfășura în acest an în 7 orașe din toată țara, în perioada 24 iunie-5 iulie, iar publicul prezent va putea asculta partituri celebre din nemuritoarea creație a Titanului de la Bonn. Încă de acum 9 ani, mai precis din 2011, Horia Mihail a vizitat 10 de orașe din România însoțit de pianul Călător. În prezent, pianele călătoare puse la dispoziție de Radio România sunt încredințate comunităților din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia și Roman. Accesul la eveniment se face pe bază de invitație, iar acestea se pot ridica de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva de luni până vineri, între orele 8-16. Mai multe informații sunt disponibile la numărul de telefon 0354 408 908.